Am citit ziarele, că na, te pune naiba să citești ziarele despre tine, să vezi ce mai scriu. Și am citit nu un ziar. Nu, nu că am învățat lecția. Și am citit un ziar, scria acolo, Trăistariu chelește. Atâta scria, un articol. Și îmi făcuseră o poză, mi se vedea o gaură aici, vortexul, da? Ok, bine, aveam vreo 20 și un pic. Adevărat că cheleam mai repede decât trebuie. Și m-a pus naiba după vreo două luni, nu știu cine mi-a sugerat. Și băi, tu știi că e o clinică în București care face implanturi. Și m-am dus și am făcut implant. N-a reușit. Da, implant, cum? Adică ți-a luat bucăți? Implant. Atunci era altă procedură, îți lua bucăți de carne din spate cu piele. Mi-a tăiat aici capul și aici, mi-au luat fâșimi, le făcea firmituri cu foarfecul, da? Și îți lua bucăți cu rădăcină, cu tot și fire și în față mi-a dat găuri cu burghiu ca să facă... Doamne, Dumnezeu! Și îmi făcea... Bineînțeles că a fost anestezie, dar nu m-a prins nici anestezia, că m-a durut de mi-a crăpat capul. Așa e România, deci mai bine nu faci nimic în țară. Da, și ți s-a mai părut o idee bună? Când erai pe scaun? În fine, mi-au luat bucățile de aici și le-au pus în față, n-au prins și am rămas cu găurile, deci mi-au rămas niște cioturi, așa? Și aici tăieturile de semnele. După 8 ani de zile, s-a nimerit, Cătălin Măruț a venit cu ideea, m-a văzut la o emisiune, ce nu vrei să acoperim cicatricele alea, că nu știu ce, că am eu o idee. Și uite așa am ajuns să fac în Turcia. N-am vrut, dar după insistențe, după 3 luni de zile, m-am gândit că nu are ce să-mi dăuneze și poate repar ce au stricat românii, că în România că se cam strică. Și, știi, tot de la tine au luat părți? Sau ce fel de părți au pus? Da, îți iau tot de la tine, pentru că nici nu prinde altfel. Păi cum ar fi? Bineînțeles că la... eu i-am întrebat dacă mi-au de pe picioare, de pe bâni, ca să-mi lase în podoaba aici. Nu se poate. A, doar prin doar smută? Din... Acum ți le smulge, nu se mai taie. Există o procedură mult mai modernă sau au avansat și ei. Și îți smulge firicelele cu rădăcină cu tot și ți le plantează în față. Găurile din față acum sunt milimetri, microscopice. Da, nici, da, nu zic milimetri. Așa că n-a rămas absolut niciun semn, după cum vedeți. Dar că ce se întâmplă? Că nu pare așa mult. Da, păi da. Deja pică, pentru că așa e procedura. Pică pentru că... Gata, asta a fost tot. Pentru că așa mă uit eu în oglindă în fiecare zi. Când fac poze și mi le pun pe Facebook și pe Instagram. Toată ziua, da. Să vezi cum evoluează. Le-am promis fanilor, am vreo 25.000 de fani acolo și le-am promis că le... Ce curajos! Le fac așa un fel de jurnal. Așa. Și le fac jurnalul de dimineață, cum fac tratamentul, că eu mai am un tratament. Și îmi fac repede poză, uitați cum arăta azi, a 17-a zi, a 18-a zi, azi e a 18-a zi. Vai, eu stăteam și mă gândeam când îl vedeam, neștiind că implantează tot din părul lui, mă gândeam uitându-mă la Mihai cum îl înțeapă. De unde e? De la maimuțe? Oare de la cine e părul ăla? Ce culoare are? Și ce structură? Pentru că îmi scriu oamenii pe Facebook, da, va fi tot creț? Și zic, păi dacă e al meu, mămică, doar nu o să fie drept în față și creț în spate. Băi, Mihai. Vreau să spun doar atât, că am văzut știrile respective, nu pot să spun decât că a fost ca un șoc, când te-am văzut acolo pe scaunel, tu vorbeai și întrebai, băi, de ce a fost? Aha, vorbeam mult, ai văzut de stresat ce eram? Și s-auzea așa ca dintr-o oală, că continuu. Avea niște chestii pe față. Da, da. Auzi, dar nu știu ce, nu știu cum, măi Mihai, m-a durut sufletul, zic, ia, uite. Să știi că mi-era frică, mi-a fost frică. Sunt convins, tot opera, deși nu m-a durut deloc, deci nu m-a durut deloc. Mi-a făcut anestezia perfectă, n-am simțit nimic, dar am avut așa. Pentru sinceritatea ta, pentru felul cum te-ai expus, adică dezarmat. Și pentru curajul pe care l-ai avut. Să faceți asta. Recunosc că am avut o jenă să o fac la televizor. Da. Inițial, dar după aia am zis că până la urmă o să fiu și primul care să-i expune cu problema asta la televizor, dar după aia au mai apărut și alții. Ultimul. Eu citisem că anumiți fotbaliști și-au mai făcut prin Arabia, prin Dubai, români, da, și-au făcut, că acum văd că tot apar prin ziare. Da, și-au făcut mai mulți. Era părăsit și deodată a venit pădure? Da? Și-au făcut mai mulți, da. Era, cum îi zice, era arat și a venit... Arid. Era arid. Și atunci zic, ce am de pierdut? Până la urmă nu mi-am pus altceva decât păr. Exact, da. Era culmea să spui silicone. Păi da. Dar să știi, ai fi fost tot primul. Dar nu cred că s-ar putea să fie. La televizor. Am mai văzut băieți cu... Cu pieptul umflat. Da. Nu, am citit și eu că mușchii se mai pun și cu silicoane. Vai, am văzut o știre, ceea ce e o porcărie. Ceva îngrozitor, ceva de filme, un papai marinarul. Și făcea unul așa și făcea... Să clătina siliconul. Vai. Da. Și prietena ta ce a spus? A fost cu totul de acord, a zis că e problema ta, faci ce vrei. Nu s-a băgat. N-a interesat-o. Da, așa e și normal, până la urmă. Că dacă ea vrea să-și facă ceva, ce eu îi spuneam, nu. Ei ți-a interzis? Nu.
Nu. Fiecare cu alegerea lui. E corpul tău și faci ce vrei cu el. Că de-aia te-a lăsat, Doamne, Doamne. Mai ales dacă e meseria ta, până la urmă, să arăți într-un fel. Știi că asta, operația asta proaspătă, n-am făcut-o de niciun moft, de niciun complex. Sincer să fiu, n-aveam un complex, decât că părul, cicatricele astea se tot vedeau. Da. Acum nu știu cât se văd, dar semnele, găurile astea, eu cred că le vede cetățeanul. Da. Eu trebuia să le acopăr întotdeauna. Eu am crezut că ți-ai făcut lifting. A? Zic, hopa, l-am descoperit pe Traistariu, nu, și am făcut lifting. Nu, găurile astea încă se văd și atunci părul din... Eu trebuia să-mi fac o zburleală așa să-mi acopăr cicatricele. Colegi de breaslă, Nico m-a văzut odată la machiaj la o televiziune, dar ce ai acolo? Ai vreo boală, mă întreba. Zic, nu, mamă, am făcut un implant, n-a reușit. Și atunci tot timpul trebuia să mă ascund. Da. Nu devenise un complex, dar trebuia să mă aschiez. Da. Mergeam cu mâna pe cap. Când bătea vântul afară, așa mergeam pe stradă, ca să nu vadă lumea semnele. Ziceai că să... Ce trebuie acum are asta? Ce-a pățit?